Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Actualitatea Marea Media despre ședința extraordinară a Consiliului Local Baia Mare, desfășurată astăzi în sala de ședințe a primăriei. Discutăm astăzi cu consilierul local Gheorghe Grigan, consilier local din partea PSD. Bine ai revenit în studioul nostru. Bună ziua, Oana! Bună ziua, telespectatorilor Sighet TV! Așadar, o ședință încheiată recent, aș putea să spun, și cu 8 puncte pe ordinea de zi. Poate prea multe discuții la aceste proiecte, uneori unele care și-au avut rostul, unele care poate trebuiau lămurite în comisiile de specialitate. Începem așadar cu primul punct de pe ordinea de zi, cu acea sală polivalentă care se dorește a fi construită la Colegiul de Arte din municipiul Baia Mare, dar care se pare că nu va fi construită sau cel puțin nu în următorii ani, pentru că nu există nici bani. Există și câteva probleme ridicate de consilierii locali. Să vedem, am văzut de fapt ce a declarat colegul tău, Radu Ardelean, era împotriva tăierii unor copaci din acea zonă, numea Colegiul de Arte Colegiul Verde. Să ne spui concret care este situația cu acest proiect, care a fost respins în cele din urmă. Acea sală polivalentă, mă rog, pentru acea sală polivalentă există un studiu de fezabilitate care a fost făcut, care are două variante. O variantă este cea care a intrat astăzi în Consiliul Local și care are costuri de peste 2 milioane de euro, ceea ce Primăria Baia Mare nu va putea să suporte, deci aceste costuri. Este adevărat că ea este o sală polivalentă mai futuristică, îngropată în pământ, cu un anfiteatru. Eu personal cred că Baia Mare nu are nevoie de o astfel de construcție, pentru că, din punct de vedere a utilității, ea nu este cu mult mai utilă decât o altă variantă de sală polivalentă, care ne-a fost prezentată tot de către cei care au făcut studiul de fezabilitate și care se ridică undeva la 700 și un pic de mii de euro. Acea sumă de 700 și un pic de mii de euro, nu rețin exact suma care este peste 700 de mii, dar e puțin, dacă nu mă înșel, vreo 30 de mii. Acea sumă ar putea fi suportată de către municipiu, acea sală polivalentă ar putea fi construită, iar elevii liceului de artă s-ar putea bucura de funcționalitatea ei. Decât să ne apucăm să aprobăm niște proiecte megalomanice pe care nu le putem duce și care nu și găsesc neapărat utilitatea pentru acest municipiu, mai bine să fim echilibrați, să luăm proiecte care putem să le ducem și care au utilitate. În situația actuală a financiară a primăriei, nu putem să cheltuim în plus 2 milioane de euro, aproape 2 milioane de euro pe o sală polivalentă, în condițiile în care drumurile sunt deplorabile, străzile sunt deplorabile, trotuarele la fel, și trebuie să ne concentrăm atenția spre infrastructură, spre reparații de străzi, spre asfaltarea străzilor acolo unde ele, din punct de vedere a reparațiilor, nu mai este o soluție, pentru că avem străzi, și știi și tu destul de bine, avem străzi în municipiu care este o prostie să le mai peticești pentru că pui petec la petec și atunci acele străzi ar trebui refăcute din nou, reasfaltate, pentru a le aduce la un standard corespunzător pentru anul, să nu uităm, 2017 în care trăim. Aici aș vrea să fac o foarte mică paranteză și să atrag atenția asupra unui aspect. Din păcate, în România, lucrurile de normalitate au ajuns să fie tratate ca mari realizări. Dacă te duci într-o altă țară și spui că vei asfalta străzi, că vei face trotuare, că vei face curățenie în oraș, te întreabă cetățenii: domnule, dar totuși ce veți face? Care sunt proiectele dumneavoastră pentru comunitate? Pentru că aceste lucruri sunt considerate lucruri normale. La noi în țară, clasa politică în ultimii ani, și când spun în ultimii ani, mă refer la ultimii 15 ani, cel puțin 15 ani,
Ea a învățat pe cetățeni cu niște campanii de genul: vă vom asfalta străzile, vă vom repara trotuarele, vă vom face curățenie. Aceste lucruri nici nu ar trebui să existe în vocabularul unui om politic, pentru că ele sunt o normalitate. O normalitate pentru anul 2017 și nu numai pentru 2017, pentru ultimii ani. Revenind la controversata sală polivalentă, cam acesta a fost criteriul care a stat cel puțin la baza deciziei mele și a colegilor mei din PSD, și anume acela de a respinge un proiect în care să se facă o sală polivalentă foarte costisitoare, care probabil nici nu ar fi fost realizată, și să optăm pentru o altă variantă, mult mai ieftină și mult mai utilă. Aveți o a doua variantă? Avem o a doua variantă care ne-a și fost prezentată în comisii, care, așa cum spuneam, se ridică, dacă nu înșel, la 730.000 de euro. 700 și un pic de mii de euro. Deci de 3 ori și un pic mai ieftină. Se propunea din sală, nu știu dacă tu l-ai auzit. Acea problemă cu brazii. Acea problemă cu brazii este o problemă care a fost pusă doar să fie spusă, pentru că acolo vorbim de câțiva copaci care oricum sunt bătrâni, acei copaci, oricine cunoaște zona liceului de artă. Chiar dacă s-ar fi construit cealaltă sală polivalentă, o bună parte din acel teren ar fi fost ocupat de un amfiteatru, pentru că îmi pare rău că nu am adus proiectul să-l vadă și telespectatorii. Ambele proiecte, de fapt, că ne-au fost prezentate două proiecte. Pentru a se realiza acel amfiteatru care ar fi fost în fața sălii polivalente, oricum o parte din copaci trebuiau să fie tăiați. Nu în acei copaci s-a oprit investiția, pentru că, totuși să nu uităm, parcul municipal are destul de mulți copaci. Orașul Baia Mare este înconjurat într-o bună parte de munți și de păduri. Și era doar un motiv invocat, pentru că acel proiect megaloman era din vechea poveste cu Baia Mare, capitală europeană a culturii. Trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că acel proiect a fost un mare fiasco, a înghițit din banii băimărenilor, nu știu dacă băimărenii știu, 1 milion și ceva de euro, în condițiile în care nu s-a făcut absolut nimic, nu s-a realizat nimic. Faptul că am ajuns într-o semifinală pentru băimăreanul de rând nu înseamnă nimic, nu-l ajută cu nimic la buzunar, nu-l ajută cu nimic la nivelul de trai. Și trebuie să revenim cu picioarele pe pământ și să ne adaptăm mai departe acțiunile la realitatea existentă. Dacă nu vom deveni niște oameni realiști, atunci vom trăi tot cu capul în nori și vom tot plăti dobânzi la bănci. Pentru că tot sunt ședințe publice, de ce nu se prezintă proiectele și în cadrul acestor ședințe? De exemplu, la acest proiect, sala polivalentă, cred că era Am mai fost întrebat astăzi de... prezentați câteva fotografii măcar. Am mai fost întrebat astăzi de către un fost coleg de presă același lucru și i-am explicat. Mai eu nu... Eu sunt, venind din jurnalism, eu sunt adeptul unei transparențe cât mai mari. Ședințele de comisii sunt publice și presa ar putea să participe și la ședințele de comisii, deși am avut oareși ceva colegi prin Consiliul Local care încercau să se împotrivească participării cetățenilor și a presei la ședințele de comisii, dar ele, conform legii, sunt publice și oricine poate avea acces la aceste ședințe. Însă documentația despre care spui și tu, la unele proiecte este puțină și ar putea să fie prezentată în aceste documente care sunt prezentate în ședința de Consiliu. Dar sunt unele proiecte la care este atât de multă documentație încât ar ajunge la 10 sau poate sute de pagini. Și atunci ar însemna să pui în față la fiecare, uneori când sunt, de exemplu, 40-50 de proiecte pe ordinea de zi, dacă pui și documentația aferentă, ar însemna să pui în față 400-500 de file.
Eu, de obicei, am optat pentru a transmite anumite informații în format electronic, pentru că în format electronic oricine ar putea să aibă acces, acolo nu mai are importanță câtă documentație este și așa cum se transmite consilierilor, s-ar putea transmite și presei. Deși, într-adevăr, o prezentare oarecum mai detaliată poate că ar fi benefică la proiecte, pentru că ceea ce ai tu este o prezentare foarte succintă. De fapt, sunt doar titlurile proiectelor ceea de hotărâre. Ceea ce se primește la începutul fiecarei ședințe de Consiliu Local. Vorbeam despre investiția de la colegiul de Arne, că era cuprins oarecum pentru caietul de candidatură al municipiului Baia Mare pentru titlul de capitală culturală europeană. Ai pomenit de Fundația Baia Mare 2021 și tot astăzi ai avut o solicitare în cadrul ședinței de Consiliu Local. Există o comisie care verifică activitatea acestei fundații sau... Da, există o comisie și eu fac parte din acea comisie. Am solicitat, este adevărat că până în momentul de față, verbal, celor de la Fundația Baia Mare 2021 să ne prezinte anumite documente. Această comisie are rolul de a hotărâ dacă fundația va funcționa mai departe sau se va desființa, se va dizolva. Din punctul meu de vedere, această fundație trebuie să rămână mai departe, pentru că ea oricum a întâmpinat niște cheltuieli pentru municipiul Baia Mare, chiar dacă scopul ei a fost acela de atingerea unui obiectiv care se numea Baia Mare Capitală Europeană a Culturii. Iar pentru a putea hotărâ dacă menținem mai departe această fundație, trebuie să vedem și să putem analiza randamentul acestei fundații. Acum am să spun atât ție cât și telespectatorilor un mic aspect puțin mai delicat al acestei fundații. De ce cred eu că ni s-a refuzat să ni se prezinte documente, invocându-se faptul că nimeni în momentul de față nu mai are acces la documentele fundației, pentru că unii și-au dat demisia, alții nu și-au dat demisia și toată lumea încearcă să dizolve această fundație. Toată lumea, mă rog, toată lumea dintre cei care au fost direct implicați în activitatea acestei fundații. Dar astăzi ce activitate acolo, are această fundație? Nu mai are astăzi nicio activitate. Acolo, la această fundație, ea este o fundație a municipiului, deci este o fundație publică. La această fundație, în conturi, pe lângă banii care au fost dați de către primăria municipiului Baia Mare, au mai intrat niște bani din alte surse. Acei bani care au intrat din alte surse, și nu vorbim de sume mici, acei bani care au intrat din alte surse, în momentul în care au fost virați în contul fundației, au devenit bani publici. Pentru că este exact cum cetățeanul care se duce să-și plătească impozitele merge cu banii lui privați în buzunar până când ajunge la caserie. Când i-a pus la caserie, i-a făcut bani publici. Noi, ca și consilieri locali, trebuie să știm ce s-a întâmplat și cu acei bani care au venit din alte surse decât din primăria Baia Mare, pentru că toți acești bani au fost puși într-o oală comună și toți trebuiau să respecte acele proceduri specifice banului public. Acum, probabil aceste suspiciuni vis-a-vis de aceste finanțări venite din alte surse au fost create în mod artificial. Însă ele trebuie lămurite, pentru că în acest moment există, fiindcă în momentul în care am solicitat fundației extrasele de cont, toată lumea a dat din colț în colț, susținând că nu avem noi de ce să ne interesăm de cum au fost cheltuiți banii care au venit din sponsorizări. Dar ei au venit împreună cu banii care au fost alocați din primărie și chiar dacă nu ar fi venit împreună cu banii alocați din primărie, ei au devenit bani publici în momentul în care au ajuns în conturile fundației. Dar subiectul acestei fundații nu va rămâne neclarificat. Există o comisie constituită în acest sens deja? Da, există o comisie constituită de vreo lună și ceva. Ne-am împotmolit în refuzul celor de la fundație de a prezenta documentele solicitate. Dar eu sunt sigur că vom găsi o soluție prin care aceste documente să fie predate, pentru că refuzul de a prezenta documentele unei comisii nu este tocmai o alegere fericită din partea celor care fac acest lucru. Un alt proiect de pe ordinea de zi care a stârnit multe discuții astăzi în ședința de Consiliu a fost cel privind acordarea de facilități la transportul local prin curse regulate.
anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia Mare, vorbim despre pensionari. Să-mi spui concret care a fost finalitatea discuțiilor voastre astăzi. Da. Și asta pentru că vizează pe pensionari și i-am mai văzut pe la ședințele de Consiliu Local cerându-și drepturile și respectul. Aici vorbim despre un alt subiect care, din păcate, spun eu, se răsfrânge în cârca cetățeanului. Pentru a putea lămuri foarte bine acest aspect, aș vrea să fac o foarte scurtă istorie a unei controverse din Consiliul Local Baia Mare. Este foarte contestată activitatea societății Urbis, de aceea s-a și constituit o comisie de analiză a activității societății Urbis și acolo există multe contradicții vis-a-vis de acele subvenții care se dau la Urbis. Acele subvenții care nu ar exista posibilitatea să se dea, spun unii, dacă societatea nu ar face profit. Societatea nu poate să se închidă pe profit pentru că nu are cum să se închidă pe profit, pentru că tocmai acesta este scopul transportului în comun subvenționat, de a suporta o parte din cheltuieli din banii publici. Și atunci nu are cum să facă profit. În schimb, pe zona metropolitană, pentru că societatea Urbis funcționează pe două zone diferite, pe zona metropolitană societatea se înregistrează cu profit, dar, per general, în contabilitate ea tot nu înregistrează profit, ea se închide pe zero. Adică banii care, ca să explic să înțeleagă și telespectatorii, banii care, de exemplu, se adună din zona metropolitană și ar rămâne oarecumva în plus, ei oricum sunt investiți în societate pentru că ea nu poate să facă profit, nu are voie să facă profit. Unii dintre colegi spuneau că acele abonamente pe care le iau pensionarii gratuit, pe care societatea le decontează, că este o chestiune logică să le deconteze primăriei, arată un foarte bun management al societății prin faptul că societatea încasează niște bani și astfel își demonstrează un management bun și nu necesită așa de mari subvenții. Restul de bani, după ce se calculează prețul biletelor, alte abonamente și așa mai departe, sunt primiți sub formă de subvenție. Acum, din punct de vedere logic, dacă societatea are nevoie de, și o să dau niște exemple abstracte de sume, să zicem 100 de milioane de lei ca să funcționeze într-un an de zile și ea din abonamente își va încasa 50 de milioane, noi vom fi nevoiți să dăm o subvenție de 50 de milioane. Dacă societatea din abonamente va încasa 40 de milioane, noi vom fi nevoiți să dăm 60 de milioane, pentru că societatea va trebui să funcționeze. Vis-a-vis de clarificarea acestui aspect, cât ar fi de rentabilă societatea dacă nu s-ar elibera cele abonamente pentru pensionari și unii dintre colegi spun că o parte din pensionari nu circulă niciodată cu autobusul, doar le scot pentru că sunt gratis și dacă sunt gratis să le scoată. Lucru care și eu cred că este posibil, pentru că omul poate zice, domnule, dacă tot nu dau niciun ban, de ce să nu-l scot? Pentru a putea oarecum va verifica acest aspect, s-a optat pentru o sumă modică, spuneau unii, aceea de 10 lei ca și costa unui abonament. Ei, vis-a-vis de acești 10 lei, acești 10 lei au fost percepuți într-un mod puțin eronat. Ca abonamentul să rămână gratuit, cei de la Serviciul de Asistență Socială care au redactat proiectul de hotărâre au presupus acei 10 lei ca și taxă conexă. Ori acea taxă conexă prevedea eliberarea tichetului de abonament. Eu le-am spus colegilor în comisie atunci când s-a dezbătut acest subiect că acea taxă conexă nu va putea fi încasată pentru că acel tichet valorează undeva probabil 30-40 de bani și asta s-a confirmat că așa valorează în jur de 30 de bani și nu putem noi să încasăm pe el 10 lei.
Și atunci diferența de bani ar fi trebuit să se regăsească în prețul unui abonament. Însă, din diverse criterii pe care nici nu le cunosc și nici nu aș vrea să le comentez dacă nu le cunosc exact, foarte mulți au optat să fie o taxă conexă și abonamentul să rămână gratuit. În aceste condiții, cei de la Urbis s-au trezit la un moment dat că nu pot încasa acea taxă pentru că nu aveau un temei legal în baza acestuia să-l încaseze. Astăzi a venit cu o opțiune pentru a nu rămâne gratuit, și anume aceea de a se încasa o sumă foarte mică pentru fiecare abonament, respectiv am înțeles că a venit 3 lei pe final, da? Ați tot discutat. 3 lei pentru a nu se elibera abonamente către acele persoane care nu le folosesc deloc. Și atunci, probabil, pensionarul va spune, domnule, nu dau nici măcar acei 3 lei dacă nu circul niciodată cu autobusul. Cam aceasta este, așa, să spun grosomodo, istoria acestui foarte controversat proiect de hotărâre. Chiar este foarte controversat. O soluție, a venit colegul Ștefan Lup și astăzi cu o soluție și înclin să cred că aceea o vom aplica la final. Aceste abonamente, aceasta este o soluție provizorie cu cei 3 lei. Aceste abonamente să fie gratuite și să existe niște cititoare de carduri la urcarea în autobuz și fiecare pensionar să aibă cititor de să aibă un card și atunci se vor contoriza toate călătoriile. În baza acestor călătorii se va face o decontare către societatea Urbis și toată lumea va fi mulțumită și atunci toate vor fi corecte. Aceste cititoare de carduri nici nu sunt o sumă foarte mare. Ele probabil vor fi folosite și pentru elevi și pentru studenți și vor avea o funcționalitate mai complexă. Gratuitate pentru persoanele cu vârsta de peste 70 de ani. Peste 70 de ani, da. Despre cei cu vârsta de peste 70 de ani. Deci, practic, astăzi nu există o gratuitate pentru gratuitate pentru personalul cu vârsta de peste 70 de ani, dar această chestiune este o chestiune provizorie care probabil va dura o lună sau două până când se vor achiziționa cele cititoare de carduri. Cei care doresc să își achiziționeze de fapt un astfel de abonament, deci vor trebui să plătească în 3 lei. Nu este chiar 3 lei, e 3 lei și un picuț sau 2 lei și un pic, depinde de zona pe care... Un alt proiect important, aș putea să spun, pentru municipiul Baia Mare vizează parcarea publică din fața cinematografului Minerul. Cred că un alt proiect controversat și subiect controversat, odată ne parcăm mașina în fața cinematografului, pe urmă transformăm perimetrul în zonă pietonală. Ce s-a decis astăzi, în final? Deci în final, după foarte multe controverse, acest proiect a trecut exact în forma în care l-ai tu acolo, cu amendamentul inclus, și anume acela că și în weekend parcarea va fi închisă definitiv. Acum, vis-a-vis de această parcare din centru vechi și nu doar aceasta, aici vorbim despre două aspecte. Vorbim pe de o parte de cerința întemeiată a agenților economici din centru vechi de a avea o parcare pentru clienți. Vorbim de un lucru pe care încă nu îl știm cu exactitate, care ar fi cerința băimărenilor, pentru că, pe de o parte, băimărenii care ar ajunge primii în centru vechi și ar parca mașina ar fi mereu cei mulțumiți. Cei care ar veni ulterior ar fi nemulțumiți că nu au mai găsit loc de parcare. Este o chestiune care se întâmplă oricum, nu doar în Baia Mare, ci peste tot în lume. Și vorbim despre un alt aspect care vizează dezvoltarea orașului și a centrului vechi prin accesarea de fonduri europene. Acest aspect, din punctul meu de vedere, ar trebui să primeze, pentru că există o cerință, și anume există linii de finanțare din fonduri nerambursabile care cer ca anumite zone din oraș, anumite zone istorice pentru dezvoltare, să fie transformate în
bună parte în zone pietonale și oprit accesului auto, altfel nu poți să accesezi acei bani. Dacă este să ne gândim pe termen scurt, probabil că agenții economici se vor simți oarecum dezavantajați și la fel și o parte din cetățeni. Dacă este să vorbim pe termen lung, odată accesate fonduri pentru o dezvoltare pe termen lung a centrului istoric a Băii Mari, și având în vedere că orașul Baia Mare nu este un oraș foarte mare, să spui că ai de mers kilometri pe jos pentru a ajunge în centrul vechi, eu cred că orașul va avea de câștigat, la fel și agenții economici de acolo vor avea de câștigat. Și vreau să-ți dau un exemplu foarte concret. A fost în... Este adevărat că nu e foarte, foarte comparabil, dar a fost în București, în centrul istoric, unde este total interzis accesul auto. Și vreau să spun că în mijlocul săptămânii nu aveam unde să arunci un ac. Am fost în Timișoara, la fel, într-o zonă unde accesul pietonal este permis doar accesul pietonal și nu este permis accesul auto, și toate crâșmele și toate terasele erau pline. Este o chestiune de obișnuință, până când oamenii se obișnuiesc cu aceste aspecte. Acum, dacă vorbim din punct de vedere strict al Băii Mari, eu personal nu am reușit să îmi dau seama cum ar fi până la urmă cel mai bine. Pe de o parte ai vrea să faci locuri de parcare, pe de altă parte vrea să dezvolți orașul. Însă există multe opțiuni pentru centrul vechi. Există o parte, și cunoști tu foarte bine orașul, există o parte, acea parte din despre piața agroalimentară a hotelului cinematografului Mineru, unde s-ar putea renunța la anumite clădiri care, și eu cred, așa cum spunea colegul Radu Ardelean, că sunt inutile astăzi, și să se mai facă locuri de parcare. A avut loc și o întâlnire între primarul municipiului Baia Mare, Marinel Rob, și agenții economici din centrul vechi. Bineînțeles că fiecare a încercat să tragă foc la oala lui, respectiv primarul municipiului pentru dezvoltarea orașului, agenții economici pentru parcare și bunăstarea lor. Dar, repet, eu personal nu cred că renunțarea la parcare ar duce la un dezavantaj al agențiilor economici. Deși eu nu am fost nici pro, nici contra, m-am obținut la acest proiect, pentru că, așa cum am spus, este foarte greu de decis care ar fi varianta cea mai bună. Pe termen lung, varianta cea mai bună ar fi pietonală. Pe termen scurt, probabil parcarea. Cu siguranță, dacă orașul avea posibilitatea să se dezvolte, se vor găsi și soluții pentru parcare. Pentru că există și în alte orașe, există parcări subterane, există parcări supraetajate. În momentul de față, din păcate, în ultimii ani, nu am avut o tendință de dezvoltare pe termen lung a municipiului. Pentru că, din punct de vedere urbanistic, ar fi trebuit să impunem acest lucru celor care au început să investească în Baia Mare, în construcții, dezvoltatorii imobiliari. Însă, cei de dinainte, de-a lungul timpului, și nu acuz aici pe cineva anume, mă refer pe termen foarte lung, au optat mai mult pentru câștigurile foarte mari ale dezvoltatorilor imobiliari în detrimentul dezvoltării orașului. Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să li se impună dezvoltatorilor imobiliari, atunci când își construiesc un bloc, să nu tot ia din domeniul public și să își construiască și parcări. Fie parcări subterane, fie parcări, să o parte din etajele clădirii să le folosească pentru parcări,
Și atunci nu ne mai trezeam în situația în care suntem astăzi, pentru că toți cei care au construit blocuri, și știi destul de bine că s-au construit destul de multe în ultimii ani, vin acum și cer din domeniul public să-și facă parcări. Pentru că spun, domnule, dar știți, noi avem acolo atâtea apartamente, avem, e adevărat, o parcare mai micuță, dar am mai avea nevoie și mai dați-ne niște terene. Dar eu spun că ar fi ok să gândim măcar pe viitor, să gândim pe termen foarte lung, și atunci la toți dezvoltatorii imobiliari să le impunem, dar absolut la toți, deci nu cu discriminări, da? Din punct de vedere urbanistic, o cerință. Domnule, vrei să-ți construiești un bloc cu 8 etaje? Nu știu. Trebuie făcut o analiză mult mai amănunțit. Atunci aloci 30 de locuri sau 40 de locuri de parcare, fie în subteranul blocului, fie din etajele acestea. Și astfel problema s-ar mai rezolva. Practic este o schimbare definitivă a funcțiunii Piaței Libertății din municipiul Baia Mare? Este o schimbare definitivă, dar acest termen de definitivă este un termen cam impropriu. Inițial era vorba de zilele de sâmbătă și duminică. Da. Este o schimbare definitivă pe o anumită perioadă. Deci până dacă se vor 30 septembrie. Da. Deci așa, după cum tu bine știi, telespectatorii probabil nu știu toți, orice hotărâre de consiliu local poate fi modificată printr-o altă hotărâre de consiliu local. Dacă se vor accesa fonduri europene în zonă, atunci probabil că această funcționalitate va mai suferi modificări în funcție de cerințele finanțatorului, pentru că este o chestiune logică, trebuie să te supui finanțatorului, el este cel care dă banii. Nu știu să spun exact acum în ce sens va suferi modificări, adică dacă se va mai restricționa circulația în zona centrului vechi sau dacă ea va fi mai permisivă, depinde de fondurile care vor fi accesate, depinde de cerințele finanțatorului, după cum știi. Și aceste cerințe suferă modificări de la un an la altul, uneori chiar mai des, atunci când vorbim despre anumite linii de finanțare. Dar în principiu, deocamdată, situația este așa cum o regăsești în acest proiect de hotărâre. Ce să înțeleagă cetățenii? Că momentan se va renunța, de când va intra în vigoare hotărârea de consiliu local, se va renunța la acea parcare. Și nu vor mai putea parca în fața cinematografului Minerul. Și se mai de fapt, acea parcare a și fost închisă, nu de mult a fost redeschisă. Există și multe discuții vis-a-vis de închiderea ei atunci de mult când s-a închis, pentru că este discuții că nu avea la bază toată documentația necesară. Telespectatorii ar trebui să știe că un primar nu poate să facă ce vrea el într-un oraș, chiar dacă este orașul în care este primar. Un primar nu poate să închidă parcări după bunul lui plac, nu poate să închidă artere de circulație, are nevoie de foarte multe avize, inclusiv de la Comisia de Circulație. Sunt multe. Este o întreagă procedură. Există discuții că acea parcare a fost închisă cândva de mult, din nu știm din ce motive, putem să bănuim, doar la dispoziția unei singure persoane. Lucru care, dacă s-a întâmplat așa, a fost ilegal. Dar credeți că pentru un consilier local este normal să se abțină de la un astfel de proiect de hotărâre? Da, pentru că de aceea și legiuitorul a lăsat cele trei variante de vot, pentru abținere și împotrivă. Eu cred că abținerea de la te pronunța atunci când nu ești foarte, foarte sigur pentru o anumită direcție a votului, să spun așa, pentru efectele acestuia, ar trebui să fie opțiune mai des folosită de către aleșii locali și nu doar în Baia Mare, și ar trebui să lase deciziile în seama celor, hai să zic, mai bine informați sau care
au o putere de analiză mai bună a unui subiect. De exemplu, avem în Consiliul Local colegi care sunt agenți economici și au diverse, să nu le spun crâșmele, localuri și așa mai departe, și care se pricep mai bine ce efect ar avea închiderea acestei parcări asupra unei activități comerciale. Eu n-am avut niciodată un magazin, n-am avut niciodată un restaurant, n-am avut niciodată o crâșmă și nici nu sunt un foarte mare fan al teraselor, ca să pot să spun cu certitudine dacă aș fi agentul economic X, în ce măsură m-ar afecta închiderea acestei aceste parcări. Așa cum spuneam mai devreme, eu cred că pe termen lung închiderea acestei parcări este un lucru bun. Pe termen scurt, cred că nu este, dar e foarte posibil să mă înșel și eu, atunci când nu sunt sigur, îmi asum această nesiguranță. Deci nu am o problemă să spun că de fapt am crezut sau... Pur și simplu, nu am reușit să-mi dau seama cum sună bine. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune astăzi. Așadar, 7 proiecte pe ordinea de zi, într-o ședință extraordinară. Colegul tău, Radu Ardelean, tot la el revin, vrea și o ședință de îndată astăzi, dar pe un alt subiect, cel cu Drusalul, pe care probabil vom discuta într-o emisiune. Acela este un subiect foarte sensibil, care necesită o analiză foarte, foarte amănunțită. Acolo vorbim despre un impact foarte mare asupra cetățenilor. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Practic electrocasnice. Practic tot ce ai nevoie. Situat în complexul comercial din centrul orașului, magazinul Practic Electrocasnice vă întâmpină cu cea mai variată gamă de produse electrocasnice din oraș. Combina frigorifică Arctic la 799,99 lei. Mașină de spălat Studio Casa la 799,99 lei cu un produs electrocasnic vechi la schimb. Aspirator fără sac Samsung la 249,99 lei. Oferim transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate. Practic electrocasnice. Practic pentru toți. Strada Bogdan Vodă, numărul 13A, în complexul comercial. Pentru orice eveniment important din viața ta, notează această pensiune. Pensiunea Dolly. Într-o nouă ambianță și cu un stil elegant, cu o capacitate de 400 de locuri, pensiunea Dolly vă așteaptă cu meniuri pentru toate gusturile și cu prețuri începând de la 90 de lei per meniu. Oferim organizatorilor posibilitatea alegerii meniurilor, fie pentru nunți, botezuri, fie pentru evenimente private. Primele 10 rezervări din acest an beneficiază de reduceri substanțiale de preț. Ai notat? Pensiunea Dolly, la ieșirea din Sighet spre Satu Mare. Nou, elegant și accesibil tuturor. Telefon 0754 948 444. Casa Verde, depozitul unde casa ta prinde viață. Comercializăm la cele mai bune prețuri materiale de construcții, de finisaj interior și exterior, instalații termice și sanitare, vopsele, lacuri, scule și unelte. Vino în showroom-ul de pe strada Gheorghe Șincai, numărul 35. Te întâmpină o echipă profesionistă care îți stă la dispoziție pentru ca tu să-ți alegi cele mai bune materiale pentru construcția ta. Vindem cu plata în rate avantajoase direct din magazin și asigurăm transportul la domiciliu. Oferim bonusuri suplimentare în funcție de valoarea achizițiilor. Casa Verde e pentru casa ta. La Casa Verde găsești capete de stoc la gresie și faianță, cu prețuri de la 16 lei metru pătrat. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Din 4 mai 2017.
Împotriva? Se abține cineva? Pentru ordine. În unanimitate, trecem la dezbaterea proiectelor de ordine de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza studiului de fezabilitate pentru investiția Colegiul de Arte Sala Părinte, din Ministerul Baia Mare, Sala Petre Cușanu, numărul 24. Aviz Comisia 1, nefavorabil. Discuții? Da, dacă permiteți. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am înțeles în ședința anterioară că au fost discuții legate de prețul acestei investiții. Am fost la fața domnului la Liceul de Artă. Vorbim astăzi de cel mai verde liceul oraș. Ca să facem investiția mai ieftină, să ne uităm doar la partea economică, care să ne tăiem toți brazii care sunt acolo în fața liceului. Nu între liceu și căria veche. Deci chiar am fost acolo. Mergeți să vedeți ce frumos, ce frumoasă curte de liceu avem, un liceu verde. Nu putem să ne uităm doar la ce este mai ieftin. Scuzați-mi paralela, dar nu este un bloc social. Suntem în centrul orașului. De aceea, noi vom susține acest proiect de hotărâre în forma actuală. Prețul care este specificat aici. Vă mulțumesc. Da, vă rog frumos să mergeți, este, sunt cei mai mulți brazi, sunt de pe cele două. Nu, n-am înțeles. Ce variantă? Erau două variante. Mi s-au propus și aveți documentația permisă în mediu. Avem două variante. Una de amfiteatru pe spațiul actualului teren de fotbal, terenul actual de fotbal, iar cealaltă variantă este o construcție pe pilon între cele două clădiri care poftim. Sunt două locații diferite, sigur. Într-adevăr, sunt două posibile amplasamente pentru viitoarea sală de sport, sală polivalente pentru Colegiul de Artă. O variantă este cea pe care o aveți dumneavoastră astăzi în dezbatere, care presupune o soluție, e adevărat, foarte frumoasă, dar extrem de costisitoare și soluție care va duce la eliminarea în întregime a spațiului disponibil pentru acest liceu. Practic, între spatele statuii monumentului Ostașului Român și până aproape de clădirea actuală a liceului, unde este terenul de handbal, o zonă verde, acest spațiu va dispărea. Soluția aceasta va costa undeva la aproximativ 2 milioane și jumătate de euro. Proiectantul a mai venit cu o soluție mai ieftină, soluție pe pilon, o construcție legată de, legată de clădirea actuală a liceului, ceva mai mică ca și dimensiunea, adică pe un teren de basket, legătura se va face direct între liceu și această viitoare sală, ea se va face pe piloni pentru a putea salva curtea situată în imediată vecinătatea clădirii. Avantajul la această soluție este că vom avea o curte acoperită în caz de temperaturi, în caz de vreme nefavorabilă, să poată copiii să iasă afară, salvăm terenul de handbal și costul este undeva la o treime, cam la 30%, undeva în jur de 720.000 de euro. Varianta cealaltă, e adevărat că va duce la o soluție arhitecturală mai frumoasă, în ideea unei capitale culturale europene a municipiului Baia Mare s-ar fi pretat mai mult, dar astăzi, când municipiul Baia Mare are de făcut investiții uriașe în toate unitățile școlare, cred că nu ne putem permite o soluție atât de costisitoare. Dacă aprobați astăzi, eu nu știu, decizia o aveți noastră, dacă aprobați astăzi soluția, eu nu cred că în următorii 10 ani municipiul Baia Mare va putea să finanțeze din bugetul local o astfel de clădire. Pentru că din bugetul de stat nu se va putea finanța, se finanțează doar sări pe sistemul aprobat de către CNI, iar pe fonduri europene nu se fac investiții de acest gen. Vom avea o documentație frumoasă pe care o să o ținem undeva într-un birou și în continuare elevii de la Colegiul de Arte nu vor beneficia de sală de sport. Cealaltă, la varianta de aproximativ 700.000 de euro, cred că poate să fie realizabilă. Acum nu știu dacă municipiul Baia Mare stă în 2
bătrâni în realizarea unei facilități pentru un liceu ca și cel de anul. Permiteți-mi o întrebare. În spatele clădirii, în spatele liceului, a fost achiziționat un alt teren. Acest teren, și vă rog să-mi confirmați dacă este acest teren, poate să fie folosit la adică și acela de curte. Adică nu va dispărea, să nu imaginăm că nu va mai fi o curte. Tocmai că va fi o curte, vom avea un spațiu verde. Nu putem în centrul orașului suntem, toți copaci, să facem o construcție, nu dacă vreau pozele, ca o parcare supraetajată. Adică copiii să se joace efectiv să treacă pe sub pilon, din ăștia, nu știu, construcție suspendată, pe cele două căriți. Este liceul de artă. Deci, e totuși, nu știu ce să zic, cel mai verde liceu. Și noi tăiem toți brații, nu sunt zonă. Așa pe domnul acela, cel mai verde liceu, este liceul de ecologie. Adică avem suma de 2.068.000 de euro, acești bani avem grijă în buget. Doamnelor și domnilor, emisiunea Actualitatea Mara Media e a sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele noastre. Urmează știrile, să aveți o seară bună!